Hai să dăm drumul la video. Astăzi vorbim despre garda veche dintr-un oraș foarte mare de la noi, din România, de la Craiova. Vorbim despre Caiac, Cimino și Roșian. Vorbim despre moartea lui Caiac, cum a fost omorât. Despre a fost omorât de Mavric, de Cătălin Mavric, din cauza unei partii de poker, unde s-a ajuns la o sumă importantă de bani și s-a ajuns la un scandal și de acolo s-a ajuns la o crimă. Ținând cont că vorbim despre Caiac, Cimino și Roșian, cei mai periculoși interlopi din Craiova, care au deținut puterea timp de 6 ani la Craiova și au terorizat pe țigani, i-au dezăpăcit. I-au terorizat, nu că în felul i-au terorizat cu bătaia, i-au zăpăcit cu bătaia, pentru că Caiac și Cimino și cu Roșian erau cea mai puternică bandă din oraș de acolo, din Craiova, și erau cunoscuți internațional. Deci erau foarte periculoși. Din cauza asta, în momentul când Caiac a fost omorât de Mavric, Mavric s-a dus la el, când s-a dus la el și a stat cu el de vorbă, avea două pistoale la spate. Avea unul cu glonț de cauciuc și unul cu glonț normal, din care l-a scos pe ăla normal și când i-a tras un glonț în cap și încă unul în stomac i-a tras. În momentul ăla, atunci Caiac a luat sabia și a zis: te iau cu mine. Astea au fost cuvintele ei. M-ai omorât, dar zice: te iau cu mine. Și când a dat cu sabia, atunci el i-a usidat cu sabia în gât ca să-l omoare și pe el. Și atunci o vă noroc și băga capul și o tăia pe față. El tăia falca. El deschis falca. Și de-aia vreau să pun prima dată și video ca să vă dați seama despre ce e vorba. După ce o să pun video cu ce băiatul ăla care l-a omorât. Scuțăbile și să pregătesc pistoalele în lumea interlopa Craiovei. Gigi Zaver, a zis Gigioc, urmașul lui Caiac, la tronul celei mai temute grupări din oraș, a pornit ieri o bătaie de proporții chiar în curtea spitalului județean. Clanul rival a ieșit un pic mai șifonat din bătaie și a jurat răzbunare. Și a venit peste noi să ne omoră aici. Asta e Gigioc, tot de la Craiova. Deci trebuie să vă dați seama că timp de 6 ani de zile i-o terorizat pe țigani la Craiova. Deci i-o zăpăcit. Și acum o să vă pun video. Nu mai puteau țigani din lăteroarea care le-au dat o Caiac, Cimino și Curujean. Tăricianu, mafiotul.
ar fi poate alte structuri sau chiar o altă lege. Poate guvernul ar trebui să decidă ca raidurile și perchezițiile să fie făcute de polițiști special angajați și antrenați să lupte împotriva mafiei, iar procurorii și judecătorii care instrumentează dosarele interlopilor să fie și ei specializați și protejați. Poate așa guvernul va reuși să scoată de sub controlul interlopilor mare parte din teritorii, pentru că altfel vom avea o situație de genul Craiova. În ultimele 25 de interlopi au fost reținuți și doar unul singur este acum. Mă, unul din 25. Înțelegeți? Au fost 25 arestați și la tăți le dat drumul și mai rămas unul singur după gratii. Vă dați seama ce combinație tare era atunci la timpul ăla. Deci, oamenii ăștia, cum v-am zis, Caiac, Ciminu și cu Roșian ăsta, ei conduceau Craiova, frate, deci terorizau pe țigani, vreo 6 ani de zile îi zăpăceau cu bătaia, le lua bani, le camătă, treburi de astea, înțelegeți, eu terorizat, înțelegeți, nu-i lăsa să intre în Craiova. Deci erau foarte puternici, Caiac, cu Ciminu și cu Roșian. Și aveau un război cu țiganii, nu le plăcea țiganii, nu știu de ce, n-au și ce aveau cu ei, înțelegeți, era rivalitatea aia între ei. Bănuiesc, ăștia erau foarte periculoși, nu permiteau așa ceva, erau cunoscuți foarte periculoși, cu antecedente foarte grele, cu combinații în prostituție, droguri, tot ce se poate internațional, pentru că erau cunoscuți internațional, Caiac, Ciminu și Coroșean, erau cunoscuți internațional și dețineau puterea la Craiova și în justiție și peste tot. Ați văzut că o s-a produs un atac în față la tribunal și din 25 în oar unul rămas la arestat. Din 25 de persoane. Deci aveau tot orașul și poliția, le era frică la poliție să ancheteze despre ei, la poliție le era frică să se bage, că riscau, își pierdeau familia din cauza că vreau să facă lege. Înțelegi? Deci nu era lege. La momentul ăla dat nu era lege, era asuprire. Toată lumea era suprită și ei conduceau orașul, Caiac, cu Ciminu și cu Roșian. Acum, clanurile astea s-au ridicat așa tare prin agresivitatea lor care o aveau. Craiova e cunoscută, zona Craiova, Altenii, e cunoscută că sunt oameni care folosesc foarte mult șuriu, cuțitul, cum se zice. La ei cam totul se rezolvă la cuțit, sabie sau pistol. Când mergi în zona asta, Craiova, Galați, Brăila, sunt zone în România unde se rezolvă cu cuțitul. București, sunt foarte multe atacuri de cuțit. Noi ați văzut în stradă, fiecare avea topor, sabie, furcă. Deci erau pregătiți țiganii că erau sătui, nu mai suportau, înțelegeți? Erau pregătiți să facă război, numai ca să îl merlească pe om, să îl merlească pe Caiac și pe familia lui. N-ai auzit ce ziceau? Dați-ne pe Caiac, dați-ne pe copilul, pe femeia lui, pe toată familia lui, nu-i interesează bodyguard-ul lui. Deci pe el dați-ne. Înțelegeți că eu timp de 6 ani zile eu a suprit și-o bătut joc de ei, au făcut în ciovă cu ei, întrebi, nu au lăsat să intre în oraș, au bătut, le-au luat banii, le-au luat camăte, le-au făcut, m-au măgărit la oameni. Înțelegeți? Dacă conduceau orașul, aveau putere, aveau tot, înțelegeți? Aveau poliție, aveau tot, nu deranja nimeni. Pentru că erau prea puternici, aveau clanul foarte mare, erau peste 1000 și ceva de persoane în clanul lor. Vă gândiți când dădeau un război, era jale, dacă apăreau numai 100, nu treia să vină dintre ea 1000, numai 100. Și tăți, i-ați văzut, numai sportivi cu mușchiul ăsta, mai pune mâna și pe țeavă și pe cuțit sau pe pistol, ce să mai faci, ce război să mai duci? De-aia au avut supremația, au condus orașul, oamenii au fost terorizați timp de 6 ani de zile, omul era șeful orașului și până la urmă și-o găsit nănașul pe Mavric. Ăsta s-a dus la el la cazinou, la Caiac, o juca cărți împreună, o juca poker.
s-a terminat urât, Mavrică l-a cu pierdut peste 100.000 de euro, înțelegeți, la cărți. Ăla i-a cerut banii, caiac. Și îți dai seama că când vă vorbesc despre zona asta, despre caiac și despre Cimino și despre Rușan, puteți să vă gândiți că sunt niște oameni foarte periculoși, au fost niște oameni foarte periculoși, pentru periculoși. Dacă dădea comandă să te merlească, te merlea. Dacă el vrea să te merlească, te merlea. Deci nu era problemă să producă o crimă sau să facă ceva, deci erau foarte periculoși. Un stil de familie mafiotă, înțelegi? Toate lucrurile se întâmplau în familie. Și de asta, în momentul când s-au întâlnit cu el și s-au dus să aibă discuția despre bani, să-i dea banii, ăla Mavrică l-a și-o dat seama că nu poate să meargă el să stea cu caiac de vorbă, să-i zică, bă, ce bă, frate, că știa că îl merlește pe loc, eu dă de la nebunește. Înțelegi? Și atunci omul când s-a dus și el pregătit, s-a dus cu pistolul la el, ce-o zis, ori eu, ori el, înțelegi? De aia când l-a împușcat, înțelegeți, l-a împușcat, caiac, eu zis, dacă te-ai făcut asta, te iau după mine. Te-ai așa că te iau după mine și eu, dacă o să avea, i-am dat, o dă să te-ai gâtul, să-l omoare. Și o scăpat, băga cap, eu tăia falca. Înțelegeți? Deci, clanul lui Caiac, Cimino și Roșian, timp de 6 ani de zile, i-au terorizat pe țiganii în Craiova. Deci țiganii nu mai puteau să iasă în Craiova de ei. Nu aveau cum, trebuia să plătească camătă, trebuia să facă plăți. Pe unii îi prindeau, le dădeau bătăiță. Înțelegeți? Pentru că conduceau orașul, poliția nu se băga peste ei, le era frică și la polițiști, pentru că, să vorbim adevărul, sistemul nostru clocit la timpul ăla, dacă stai să te uiți ce fel erau îmbrăcați săracii milițeni și ce echipament aveau, erau văd de capul. Acum cât de cât, sau nici acum, că nici acum n-au nici veste antiglonț, n-au nimic, atât așa, dar n-au. Să zicem că s-a mai schimbat cât de cât, dar nu mult. Nu mult. N-ați văzut că trebuia să blocheze strada ca să-i oprească? Că erau cu fuși, cu topoare, cu pare, cu săbi în mână. Îți dai seama că erau peste 100 de persoane acolo. Deci Craiova e cunoscut ca un loc periculos, un oraș periculos. Sunt străzi și la momentul de față, unde nu poți să intri noaptea dacă nu stai acolo. Deci trebuie să vă dați seama că la momentul ăla, când s-au întâmplat faptele astea, oamenii conduceau orașul Craiova. Era al lor. Ei erau șefii. Nu exista primar, polițist sau ei conduceau tot. Dacă v-ați uitat că am pus video cu mormântarea lui, voi ați văzut ce-a fost la el la mormântare. Deci peste 2000 de persoane, numai băieți, numai becuri de astea. Înțelegi, tăți cu mâși și cu tricouri. Deci atât au fost oamenii lui. Deci omul avea o putere, v-am zis, era cunoscut internațional. Povestea lumea că când făceau chefurile pe la ei, pe acolo, pe la restaurante, frate, cu farfuriile de cocaină, cu pistoalele pe masă, ca mafioți, frate, oameni grei, înțelegi? Îți făcea niște amenzi de alea, de te durea capul, de treia să stai numai aplicat în fața lor. Patronii de până oraș și tăți făceau plata, pe țiganii terorizați și pe ăia. Deci era foarte periculos omul și-a făcut foarte mulți dușmani. Și atunci, normal că ăsta în ziua m-a vrut când au pierdut banii și-au dat seama că el o să fie obligat ori să-și vândă casa, să plece din casă, să rămână familia lui tătă pe drum. Înțelegi, ăla fiind la rândul lui și el un interlop cu afacerile lui mai mici, s-au agățat la el acolo în casinoul,
l-au făcut cum l-au făcut de eu, câștigat atâția bani și acum îți dai seama că l-aș cerea dreptul ăla, era șmecher, frate, pe ăla nu-l faci să aștepți să iei bani. Așa zici la mine, la un șmecher, ca ăsta, caiac, nu puteai tu să zici, bă, să aduc banii peste o săptămână sau pe ăla, trebuia bani, mă, mie mi-aduc bani. Ai pierdut, mi-a adus bani, mă, cu ăla e mafio, mă, frate, nu-i fraier, înțeleg, nu-mi poți chitare, nu mi-a dat, dau un telefon, îți trimite 10 pe cap, îți dă foc, îți arde toată casa și te ia și pe tine și te violează. Era omul greu. Și atunci eu s-a dus să-și iei bani, omul, înțelegi? Și omul s-a dus pregătit. Și omul avea, dar avea sabile, dar a avut pistol, înțelegi? Și ăla i-a tras direct în cap, paf! Dat-o în cap și în momentul când o tras în cap, iau cu sabia, eu tras, stai să te iau cu mine. Pa! A avut noroc, m-a vrut că ăsta că s-a dat capul pe o parte și o tăiat falca. Eu desfăcut tătă falca. Este video. Este video, stai așa că mă uit acum. O să vi-l pun și video cu crima unde l-a omorât. Unde era? Mamă, 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 mamă. Uite aici, da. Am tras un plus, nu știu dacă l-am ajuns să-i speri. Ăla-i caia. Și în oraș, și în rândul celor două familii. Apropiații suspectului Cătălin Mavrichie se tem de o răzbunare sângeroasă. Uite, vedeți cum e pe ea fașca. Eu dau să-l omoare din momentul când i-a tras în cap. N-au cum să înapoieze suma. Păi n-ai de unde să mânc asta dacă l-am mâncat. Bătrânească, cu te-o lopează, te aduri că vea. Să zic, dar de unde te bani înapoi? De unde te-a luat să-ți mediu rău? Au rămas toți acum, la căjiță. S-ar putea să vină, cum zic, că vin să răzbune familia. Medicii le-au dat altă veste rea. Bărbatul suspectat de uciderea lui Mihai Pârvu, zis caiac, s-ar putea alege cu o pareză facială în urma loviturii de sabie primite. În cazul lui apare o ușoară schițeală de pareză facială, adică o ușoară modificare de mobilitatea buzei inferioare și a buzei superioare. Este conștient, este spus de cooperant. Procurorii l-au audiat ieri pe Cătălin Mavrichie. Indiciile adunate până acum arată că el a mușcat pe caiac în cap și în stomac. Totuși, anchetă. Deci l-a împușcat în cap și în stomac. Deci omul s-a dus pregătit, că o știu că se întâmplă ceva. Și o știu, bă, dacă dă, eu trag, înțelegeți? Asta e, mă duc la pușcărie, dar banii nu-i dau, casa nu-i dau, că m-a oprosit, m-a tras în joc și m-a făcut de bani. Și acum mă fac ce putea, trebuie să-și dea familia, să-și vândă, tatăl îl dădea afară din casă, îmi rămânea omul fără nimica. Și atunci au ales la extrem. Înțelegi? S-o fi dus, s-o scos pistolul, în momentul s-o discuta, s-o certa, cine știe ce eu zis el, bă, stai, bă, așteaptă-mă, că ăla, îți dai seama că n-așteaptă, că omul era de teama șmecherul, înțelegi? Ăla nu stă să aștepte pe bani. Și atunci, ce-o zis, bă, gamea și pula, mă, ce te stai cu tine? S-o scos, bing! Și în momentul ăla el, bing, i-o dat, ca să-l omoare. M-a clu atins în cap, de aia nu mai au funcție cerebrală și de-aia l-o zăpăci, că dacă nu-l nimerea în cap, îl omora, nu mai trăia în ziua de astăzi, Mavricu. Cred că era și el în mormânt acum, cu el. Înțelegi? Așa a avut șansa și-a întors capul, nu-i tăia gâtul și-a dat în față. Se spartă maxilarul tot aici, l-a desfăcut. Trebuie să vă gândiți că acum as 10 ani de zile, clanurile interlope erau foarte periculoase. Nu-i ce e acum. Acum e pantaloni scurți. Acum e pantaloni scurți. Nu mai vezi așa ceva. Se mai întâmplă câte o crimă, ba aia, mai ataca pe aia. Înțelegi? Sau îi vezi pe ăștia că se agită acum cu săbile, cu cuțitele, mână, pe YouTube, pe ăsta, înțelegi? Dar nu mai băieți ce erau înainte, cum a fost ăsta, caiac, Cimino, Roșian, înțelegi? O teroriza un oraș timp de 6 ani zile, o teroriza prin Europa, pe unde a fost Spania, de-aia, pe unde au avut femei, s-o ocupa cu droguri, cu toate combinațiile care au făcut camătă, înțelegeți? Oamenii stăteau la restaurantele, făceau petreceri,
farfurii de cocaină, venea numai lume grea la ei, femei bune, spuma era la ei, înțelegeți, conduceau tot orașul, nu făcea nimeni măc. Era vorba de milioane, multe de euro în joc, nu jucărie, înțelegeți? De asta, când faceți o analiză între interlopii de astăzi și interlopii de acum 10 ani, interlopii de astăzi sunt pantaloni scurți cu față cu aia de 10 ani, cum e Kayak, Cimino și cu... Ăștia erau adevărați killeri. Erau killeri, frate. Înțelegi? Când vorbea lumea, când vedea comenzi, vedea comenzi, frate, de Iastupacu. În Spania, pe ăsta, geacu excavatorul, i-a lăcat la groapă. E... Chestii urâte care s-au întâmplat lume, multe care o merlit. Și de asta era teroarea așa mare, că oamenii nu aveau frică să facă fapte pentru că știau că dețineau puterea în oraș la ei. Poliția le era frică să îi ancheteze, să se țină după ei, că dacă ei ăsta, se simțeau sub amenințare și după aceea le era frică că familia lor pățește ceva. De asta trebuie să știți că când nu există un sistem puternic, atunci niciodată nu o să poată statul să facă ceva pentru voi. De la... Serios, tu, ți-i dai serios, ai ales și te faci serios, cum am ales fără? Cum am ales fără, să ai ales? Cum am ales lebe, si tu mange, je vais un snack qui s'est pourri. Tu vas aller manger, c'est manger? Ah, c'est tant bien un fish. Un fish, ouais. Fish biki? Biki, ouais, fish. Când l-am mânjit, i-a pe altă șuză. Și ca să vedeți unde s-a ajuns cu criminalul. Criminalul a fost condamnat la 25 de ani de pușcărie, ca după o perioadă de timp de câțiva ani să se întâlnească în aceeași culoare de la pușcărie cu procurorul care l-a condamnat la 25 de ani. Înțelegeți? Care i-a dat 25 de ani. Procurorul căzând cu mită la pușcărie. Ca să vedeți cât de infectat era orașul și oamenii în ce teroare trăiau și în ce frică trăiau la momentul ăla dat, când poliția nu însemna nimica. Pur și simplu nu însemna nimica. Când ajungi în față la tribunal, lumea să se omoare mișelește și să... Din 25 arestanți să rămână doar unul, înțelegeți? Și când îl vezi pe Tăricianul la televizor că zice a, păi nu-i nimica, că s-o calmează treburile, că toată lumea o să fie bine, o să fie pace. Te doare capul, frate. Cam asta a fost treaba după Craiova, despre Cimino și Kayak și Roșian. Au fost războiul lor timp de 6 ani de zile cu etnia romă la Craiova. Nu mi se pare corect ce s-a întâmplat, că i-o asuprit pe aia pe acolo și i-o terorizat, înțelegi, sau pe oameni care i-o terorizat. Dar țin să vorbesc despre ei pentru că sunt niște legende care au făcut legende în felul, cum să vă zic, legende în felul mafiot, în felul criminal în care munceau, în felul în care își țineau banda și în felul în care își protejau familia, puterea în familie. De asta trebuie să faceți atenție și să nu vă implicați și să nu vă combinați cu oameni de ăștia, să vă vedeți de treaba voastră. Pentru că când vă băgați în clanuri de astea, trebuie să și mergeți la joc. Așa să știți. Când vă băgați în clanuri de astea, trebuie să mergeți și la joc. De asta eu am preferat toată viața mea să nu mă combin cu nimeni, ci să rămân singur așa, pentru că fiind solidar, mi-am ales și liniștea și securitatea singur. Și atunci când am probleme și mă atacă cineva, nu mă atacă pentru alți tovarăși sau pentru alți prieteni pentru care m-am dus să-i ajut sau înțelegeți.
Cam așa se treaba când ești tovarăș într-un clan, că dacă te duci să-l bați pe ăla, l-ați bătut. Poate și ăla la rândul el se duce după încă 10 și te prinde pe tine pe stradă singur. Și a pizde vreo 200 de cuțite în gură. Că l-ați bătut atunci voi. Înțelegeți? Eu știu cum e, munte cu munte sunt în ea și da pe om cu om, înțelegi? De-aia vă zic, evitați să nu faceți să ajungeți în clanuri de astea, să vă implicați viața, să aveți probleme, să ajungeți pe la pușcării, să faceți ani mulți de pușcării, să umblați cu lume care e periculoasă și știți că are probleme psihologice și poate să ajungă la o reversare, să te omoare, să ajungă criminal. Înțelegi? Oamenii ăștia, ei aveau un statut și statutul lor era ca să terorizeze teroarea. Teroarea, ați văzut cum strigau oamenii de teroare pe stradă? Îl vreau numai pe el, nu interesează oamenii. Numai pe el, zice, pe el îl vrem să-l... Că eu terorizat, de ce credeți? De ce credeți că erau așa disperați? Dar omul avea gașca lui, avea trupa lui, trupuri serioase și cam nu putea nimeni să îi le facă rău. Atunci s-au dezbinat treburile după ce l-au omorât Maverick. Atunci s-au terminat toate treburile, toată lumea a luat-o pe o parte și pe alta. Atunci fiecare și-a luat drumul lui, când s-a dus bossul. Pentru că în benzi astea sunt și rivalități, chiar dacă el caiac sau cu cimini opusă, gândiți-vă că tot timpul sunt contuzii și înăuntru, înțelegi, în interior. Pentru că puterea banului, oamenii ca ei gândesc tot timpul spre putere. Nu gândiți niciodată, bă, lasă-mă că e amărât, dă-l în deata lui și ce zice, pune-l pe prăjitor, dă drumul la foc, întoarce-l pe grătar, băga mea și pune-l în rasa lui. Înțelegi? Dar eu ce zic? Du-te, mă, dă-i pace. O greșit și dă-i pace, frate. Nu, omul direct, pe grătar pe el. Înțelegeți? Cam așa erau oameni. Nu prea erai ce să zici, las că ți-aduc mâine banii, las că, înțelegi? Momentul când zice asta, te șardea. Și când a doua oară când lipseai, poate sau a treia oară, treia să semnezi actele de la apartament sau de la casă și nu mai avea ce faci, ce făceai. Și vă cei că dacă nu te trânea în teroare prin oraș, te teroriza. De-aia mulți inconștienți pentru a se mândri, umblă pe lângă oameni de ăștia. Dar ei nu știe că ei ajung plătitorii lor. Ei știe după aceea când îi dă vreo două capaci pe univa pentru un separeu pe la discotecă și zice, bă, gamea, ești pe la măta de astăzi, vezi cum faci. Vezi cum faci în fiecare lună să vii cu câte 400-500 de euro aici, că dacă nu... Și atunci ajungi cățelul lui. Mulți au ajuns cății așa. Plină România de căței de ăștia care fac plata la șmecheri. Pentru că vreau să fie lângă ei, să fie protejat, să simte ei protejați. Băi, frate, protejează-te singur. Că n-ai nevoie să faci plata la șmecheri ca să fii protejat când mergi până oraș. Că dacă tot te prinde lumea singur, tot ți-o trage. Păi nu stai doar cu ei, nu stai cu ei în pat. Într-o zi, dacă vreau să pună mâna pe tine, te urmărea și te pune mâna pe tine. Te prinde și apoi să vezi ce bătaie îți dă și când ești lângă ei. Bun, asta e povestirea la Craiova. Abonați-vă acolo, dați un like și venim cu următorul video.